Hei, hei, hey, dragilor, salutare și bun venit la un nou episod din Portal Knights. Știu că unii dintre voi agreați acest joc și știu de altfel și că unii dintre voi nu îl agreați foarte mult. Știu că unora le place, altora nu. Ideea e că m-am gândit să fac un episod pe săptămână și cu Portal Knights. Poți să o iau pe aici? Nu poți să o iau pe aici. Da, uh, M-am gândit să fac un episod pe săptămână Și cu Portal Knights Având în vedere că sunt unii A, ah, uite ambele portaluri Perfect, unul e aici și unul este acolo Având Stați să-mi termin ideea Având în vedere că unii dintre voi Vreți acest episod și Na, nu sunt foarte multe view sunt mult mai puține view decât la celelalte serii M-am mm... gândit totuși să păstrez un episod pe săptămână cu Portal Knights. Tânc. Și acest lucru, în primul rând, și din faptul că îmi place și mie foarte mult jocul. Așa, hai, dem totul. Îmi place și mie foarte mult jocul, dar... Na, evident, pot să-l joc și off-camera. Am zis că să joc on-camera și să... <laughs> să se bucure și fanii de la acest joc, o dată pe săptămână cred că este ok și pentru cei care nu-l agrează, adică nu trebuie neapărat să se uite la acest joc dacă nu... Au, aici, sus, aici, așa, dacă, dacă, nu este jocul preferat, nu, nu este nimeni de condamnat. Hai să vedem ce este acest bloc. Bazalt Stone Block. Ok, deci nimic interesant. Vină tu aici și tu aici. Hai să începem să jucăm acum. Pe această insulă unde suntem, uite, suntem pe această insulă așa, dacă ne uităm la ore, n-aveam nimic. Decât acest super bloc pe care l-am găsit. Avem două portaluri, unul aici și unul... Am fost fix lângă el mai devreme. Uite-l acolo. Un... Am... Aha, am două, sunt cu galben... Deci nu mai avem portaluri cu albastru aproape. Hai să... B. Să punem... N-am nevoie de apă în niciun caz. Hai să punem... Să avansăm cu portalurile. Să vedem... Trebuie să ajungem la o insulă. Hai, vin așa. Bine, așa. Hai din partea asta să se vadă mai bine și pentru voi. Aici, aici, aici și aici. Trebuie să ajungem pe o insulă în care să avem fier. Ne trebuie neapărat fier ca să evoluăm, să ne să ne upgradăm toxmore. Să ne upgradăm uneltele. Acum stai că ne teleportăm. Să vedem dacă iar ne face vocea aia de. Uuu, uh, ce drăguț arată aici! Wow! Ce sunteți voi? Tu ce ești? Nu așa, trei. Tu ce ești? Amber Și tu ce ești? Mai ales tu ce ești? Big Brumer Seed. Wow, și ce monștri avem pe aici. Ok, hai să vedem ce exact ne întâlnește. Uh, level 11, ne place. Iron, iron, fier, în sfârșit. Cum arăți? Tu ești fier? Tu ești fier? Da, împărate. Nu! Cred că trebuie să-mi pun uh, B. fier, este. Trebuie să-mi pun ăsta aici și ăsta aici, fiindcă arma tot timpul și în Minecraft o am pe 3 și trănecopul am pe 1. Este, am fier. Wow, ce mult mă bucur. Ia venit-o așa. Ok, deci pot să intru aici. În In curând nu mai mă văd deloc. Așa și aici. Nu, nu acolo. Aici. Wow, deci am fier. E un lucru super tare. Ia uite fier și aici. Cred că o să colect o fierul. Așa. Bun, unde mai am eu fier? Ia și tu ce ești? Ce drăguțe sunt astea? Night Pin Seed. Mhm. Uh -huh. Se că dăm peste... mă <gătă> am <-mi> mâncat nasul dăm peste microfon. Uite fier. Deci e ceva... Nu. E ceva super, super nou și ceea ce... Mă bucură cel mai tare este că putem după aia să... Tu ce ești? Ember Bell Seed. Asta am mai avut o dată. Uh, stai! Atac! Panică! Bun, așa. Mă feresc. Așa. Wow, ce puternic e asta! Și mi-a dat... Mi-a dat... Uh, <gri> niște bumbac. Hei! tu ești fier? Da, împărate. Așa. Pentru cei uh, peste clasa A6-a, uh, această replică este dintr-o... Parcă într-A6, se făcea. Este dintr-o operă de-a lui Mihai Minescu Cei dinainte de clasa A6 a 6 cu siguranță, au auzit de el. Să nu știu scrisoarea a treia. Tu ești Mircea de împărate. Am venit să mi te închini. Tu ești fier? Deci mi-ar plăcea acum să am un... Ender Pearl din Minecraft și să mă teleportez acolo, numai că nu există așa ceva. Pe aici nicăieri fier. Asta este un dead end. Nu cobor acolo special pentru acea broscuță. Au, nu, 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 lasă-mă, lasă-mă. Așa, 3, 2, 1 și m-am ferit. Bun, 3, 2, 1 și m-am ferit, m-am ferit. Așa, tu. Aulă, de ce atât am mis? Lasă-mă. Wow, cât mis iau la asta. Lasă-mă. Nu! Au, au, stai că mi-a dat una. Wow, cât mi-a dat. Hoho! -ho. Dar am primit niște poțiuni. Mana nu prea am trebuie, deci nu folosesc mai deloc mana. Și putea să... Unde mai am fier? Haha! -ha! Cred că mă duc după tot fier de pe toată lumea asta. Ok, pe tine te-am luat. Wow, cât ați estoasa! Nu! Stai că sunt doi. Sunt doi. Am fugit. așa, am ieșit din combat mode. Așa. Dăm într-o ciupercă. <gătă -s> nu e bine să dăm în ciupercă niciodată. Nu dați într-o ciupercă. Mai bine dați în cel care vă atacă. Deci are o viață nenea asta de... Deci că tank. Super! Ok, hai să vedem câte experiență ne dă. 417. Mă așteptam la mai mult. Între noi fiind vorba. Ok, câte portaluri avem pe această lume? M. 3! 3 și n-am găsit niciuna. <laughs> n-am găsit nicio poartă. În schimb, am găsit aici acest fier. Și după sunet... Ce acolo? Fier! Aha, uite în confier. Așa? Și tu ce mai ești? Tu nu ești fier. Ba, tu ești fier. Se aude și cu... T A, și tu ești fier. Ok. Mult fier. Și nu mai pot să mai ies de aici. Ba da, uite. Nu. Nu. Doar pe aici pot ieși? Nici? Așa, odată. De două ori. După sunet, Ăla care alergă acolo, cred că îmi dă scale. Îmi dă acea carapace bună, bună, bună pentru niște armuri. Dar s-ar putea... S-ar putea să nu mai avem nevoie de foarte multe. S-ar putea să fie o tehnologie înapoiată. Cu acest fier acum, cred că facem mult mai multe treabă. Wow, cât fier e aici. Dita mai ciorchinele. Ca în Minecraft. Așa. Și primim și experiență. Ne place foarte mult. Uite și aici fier. Eu zic să luăm acest fier și vedem altă dată care-i treaba cu portalul. Să vedem ce se întâmplă dacă îl topim. Dăm. Mulțumesc. De fapt, cred că pot să vă și de aici. Ia, dăm tot. Nu? Uh, n. Ok. Copper, copper. Copper, copper, copper. Nu de aici, de aici. Uite, copper bar. Și în trei furnace. Ok, știu asta și despre fier? De ce nu știu despre fier? Unde mi este teleporterul meu? Ar trebui să fie aici, în zona. Uite-l aici. Ok, deci înseamnă că pot să mă duc la map. Home. Home. Nu. Așa, home. Mulțumesc. Home. Mulțumesc. Travel. Peaceful Hills. ce îmi place când mă duc la dealurile mele pașnice, unde nu mă atacă nimeni decât niște chestii mici de level 1. Doar dacă simt ele mare, mare nevoie. Mai ales acum fiind lumină, înseamnă că este mult mai bine. Ok. A, ah, uite, vorbeam de oameni care vor să-mi facă rău. Ăștia nu mai vor să-mi facă rău. Ei știu că sunt mult prea slabi. Ia uite. One shot. Am Amândoi. One shot. Super. Bun. F. Upgrade. Pentru asta am trebuit bazalt stone. Aha. Deci până nu iau eu 20 de bazalt stone... B. Până nu fac rost de 20 de din astea, nu pot oricum evolua. Ce am aici? N-am bazal stone. Bun, deci e clar. E pe față, trebuie să mergem la bazal stone. Asta era la boss. După boss. Nu, după boss. După boss am ajuns aici. Și aici știu că eram cu ba... Uu, aici, travel. Îmi trebuie 19. <laughs> Aha, deci pentru asta era. Nu este doar un bloc de construcție, de estetică, de Ce centunerică aici, îmi pare foarte rău. Va trebui să stingem puțin lumina în cameră, cred că. YouTube-ul cu. A, asta îmi dă scale. De ce faci atât de mici? Deci mi-a dat scale, dar a făcut o tonă de demici, nu înțeleg de ce. HU! Bun, m-am ferit. Habar n-ai când m-am ferit. Așa, vino tu, vino, 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 vină. Ai căzut. Te-ai puțin. Deci 19 bazalt stone. De unde facem noi rost de 19 de bazalt stone? Aici, dacă ajung în vârf, poate îmi dă iarăși bazalt stone. Așa, o dată, o dată, o dată. Hai, uite pe aici. Așa. Aici vreau să folosesc un târnă cop. Mulțumesc o dată. Încă un tânăcop. A, ah, și în vârf nu-i nimic. Dar măcar pot să văd bazalt stone aici, cumva. Nu! Nu, 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 nu. Nu facem așa ceva. Bine, 6 așa, așa, și odată așa, și cred că aici, uite, bazalt stone. Ăsta este. Asta e baza. 1. Ok. Așa. Acum, tu te văd? Nu te văd. Acum te văd. Hai să vedem câte avem, câte strângem. 5. Așa, 6. Yellow shard. De aici, încă ceva. Bun. Ăsta este pământ, sigur. Dar tu ești bazalt stone. Da. Ok, și tu ești. Pământ. Ok. Aici avem o clădire interesantă. Cred că merită vizionată, căutată intrarea. Asta e int Wow, ce frumos e focul ăsta de tabără. Asta este refined wood. Nu ne ajută. Wow, cât de frumos este focul acesta de tabără. Pot să-l iau? Hei, că l-am luat. Nu, nu l-am luat, l-am stricat. Hmm. Dar cred că pot să-mi fac și eu unul. Cred că trebuie... Wow, deci trebuie să-mi fac și eu neapărat așa. Oh, uite aici, Bazalt Stone. Perfect. B. 12. Mai trebuie încă 8. Mai trebuie încă 7. Ok, te-am văzut, te-am văzut. Te simt. Ești agresiv. M-am ferit. Wow, ce cu electricitatea aia? Cred că facem altfel. Uh, vino tu aici dăm 6 hey, și nu mă lasă să repar <laughs> am vrut să și repar și să și uite un bazal stone aici ajung la el? ajung zic că ajung ok A, așa B încă 6 încă 6 care sunt acestea. Așa, ai sus. Perfect. 1 2 3 Hai, ce faci? În ce dai? 4 Așa și mai ar, teoretic mai îmi trebuie încă 1? Da. Unde ești? Uite încă o căsuță de asta. Sau e aceeași. Nu, nu e. N-are cum să fie aceeași. Nu e aceeași. Fiindcă avem aceste cutiuțe. Așa, așa. Ce ești tu? High fence. Ho, ho. Și tu ce ești aici? Nu. A, ești pur și simplu refined wood. Așa, un pat. Avem pat. Nu ne ajută. Aici avem niște bun-bunuți. Și în curând facem level up. Dar mai îmi trebuie încă un basalt stone. Îl vedem pe undeva? Unde îl vedem noi? Unde îl vedem noi? Uh -huh, acolo e un monstruleț. Trebuie să ieșim din copac aceștia. Nu, nu. Au, au, au. Mă fript asta. Unde ești? Unde ești nervosule? Au, au, au. ce cu aceste magii de ale tale? Așa. Cred că dacă mă făceam magician, cred că puteam să fac și eu chestii de alea inteligente. Mhm, uh -huh, bun, așa. Awesome. Mulțumesc. Ei, k. Level up. Așa ah, și acum pot să fac Royal Knowledge. Increase experience points gained from defended enemies. Defeated enemies by 30%. Deci primim 30% mai multă experiență de la monștri bătuți. a, Ah, stai așa. Activăm șaptele. Mulțumesc frumos. Aici e portalul. Mai am trebuie și mie un banal bazalt. Uite două banale bazalte aici. Unu și ce fac? Unde dau? Aici. Doi. Mulțumesc. Sus. Sus. Dacă nu pot să le primesc. Ba da, le-am primit. Așa, acum hai repede acasă. Și video a home travel. Ok, e super, super noapte. Nu facem mic. Decât puțin pentru voi. Dar ajungem repede la lumina aici. Stai să facem o mică ordine prin tenenii a răi. Super. Așa și acum upgradăm furnalul. Ei, un upgrade super important. Upgrade. Și acum în curând ar trebui să pot să știu. Pot să știu chestii și fără furnal. Trebuie teoretic să am cunoștințe despre. Aici? Despre. Fier. Nu, nu am, dar dacă îl vizitez odată. F. Bun. He, fier. Bun. Așa. Și dacă plec. Nu. Așa. Deci cunoștințele mele au rămas. Ăsta. 8 din astea fac un lingou. Eu câte bucăți de fier am? M. Uh, nu m. B. 8-4-3. U! Uh, am destul! Și cărbunem 3-4-4-4-16. B. Nu. F. Vino tu te rog aici. Vino tu te rog aici. Vino tu te rog aici. N-am loc de nimic. A, ah, nu, stai că eu sunt aici. aici. Uh, vino tu te rog aici, și tu aici. Bun, ciupercuțele. Cred că mai îmi trebuie în curând o cutie pentru semințe și pentru toate chisile. Hai să scăpăm în primul rând de building blocks. Building blocks ești tu, cu siguranță. Nu, tu ce ești? Stone. Da, tu și tu, n-am nevoie. Bazaltul, în schimb, l-aș pune aici, în cutia aceasta. Și în curând o să avem nevoie și de o cutie în plus pentru ingrediente. Am putea să o băgăm aici, în spațiul acesta, pentru fructe și legume. Hmm. Să punem afară undeva aici, așa. Cred că. Hai să facem fierul. Am luat cărbune, n-am luat cărbune. N-am cărbune. N-am De unde fac eu rost de cărbune? Cărbune facem rost din din cărbune, cărbune, cărbune de aici. Cool! Super! Travel! Am zis că am nevoie de 16. Am nevoie de 16 ca să fac 4 linguri. Wow, cât cărbune îmi trebuie! Îmi trebuie cărbune de... O să-mi trebuiască foarte mult cărbune. Deci 4, 4 bucăți de cărbune fierb, 8 bucăți de fier, care dau un singur, un singur, subliniez, unul singur, lingou. Ia vino că vin eu aici, te ajut. Așa, tu ai căzut, tu cazi și tu. Hai că nu vrem să... Oh, uite cărbunele că suntem bine aici. Așa, vină tu încoace. Tu nu fugeai când ți-era frică? Tu parcă fugeai când ți-era frică. Așa și tu. Acum de tine sigur trebuie să mă oferesc. 3, 2, 1 și... M-am ferit, m-am ferit. Bun. Perfect. Deci avem nevoie de 16 cărbune. U, stai că de-a pe lângă. 1, 2, 3... Ne trebuie mult carbune, mult de tot. Uite aici încă doi. Hai sus. Așa, și aici unul. Ne va trebui foarte mult carbune pe... De fapt, pe parcursul întregului joc, cred. Tu stai cu minte? Nu stai cu minte. De ce nu stai cu minte? Dăm experiența asta. Sus? Nu pe aici. Hmm, da, deci am făcut upgrade la furnal. La furnal. Am făcut upgrade la furnal. Acum ne trebuie mult cărbune. Hai, aici o dată. Așa, ne trebuie mult cărbune pentru upgrade-ul de la crafting table, de la workbench-ul nostru. Hmm. Trebuie să culeg eu niște... A, uite și pe aici cărbune. 1, 2, 3, 4. Mulțumesc frumos. 1, 2, 3, 4. Tupu, 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 tupu. Legume și fructe am să-mi pun și în cap. După cum am văzut avem și o tonă de bumbac. Avem o tonă de mure. Nu ne trebuie decât aceste zăcăminte. ne trebuie carbune. Mm nu, cărbune, chiar am trebuie. Asta, cupru. Cupru, mm, mm, mm. Nu știu exact cât de mult cupru mai îmi trebuie. Cupru este oricum primul metal pe care l-am întâlnit. Această lume pare cam sărăncuță. Nu prea mai are cărbune. Și are mulți copaci, mulți copaci. Ar trebui să vin să, să rășchetez toți copacii ăștia. Cred că, <laughs> cred că după aia mă plim mult mai ușor. Cărbune pe aici, vreun secret, vreun cărbune ascuns. Măcar niște mangal, niște charcoal. Tung, tung. Da, nu mai are această lume cărbune. He? Nu, era o umbră. Era o umbră. Cred că se poate face la un dat ceva cu un flutur. A, uite aici, doi cărbuni. Tânc și tânc și tânc. Așa. Hai că intrăm aici înăuntru. <laughs> Ia. Și tu? Wow, cât ați de cărbuni. Wow, wow, wow. Stai că nu mai văd nimica de toată experiența asta. Așa, și tu? Și tu? Și tu? Wow, cât cărbune. Deci am dat un jackpot aici. Ok. Hai să dăm o fuguță acasă. Acum avem destul cărbune, avem, uite, wow, 40. Hai să dăm o fugă acasă. Pam. Să facem 4 lingouri de fier. Și dacă facem noi 4 lingouri de fier, dragilor, cred că putem să facem și upgrade la, la workbench-ul nostru. Cred că dacă facem și acest lucru, cred că suntem cei mai, cei mai tari. Pup. Mulțumesc! Așa. Fier. 1, 2, 3, 4. Cât durează? 5 secunde. A, ah, 20 de secunde. Bun. Între timp, trebuie să mai fac încă o cutie. Cum se făcea o cutie? O cutie o făceam de aici. Nu de aici, de aici, de aici. Chest. Două de alea, patru de alea. Uite aici, așa și așa. Mulțumesc frumos. Mai facem o cutiuță B. Avem loc? Avem loc. Nu, de aici, nu de aici, nu de aici, de aici. De să mai fac încă un chest din acesta, craft. Mulțumesc frumos. De să-mi-l și iau. Mulțumesc. De să-l și pun în hotbar. Mulțumesc. De să-l placez aici. Ok. Și pot să-l deschid pe Perfect. Și pe ăsta. Perfect. Super. Acum avem două cesturi pentru ingrediente. Dă-mi, te rog, aceste patru linguri și upgrade la... ah, și 10 lemn, dar cred că am lemn. B. Am lemn. Perfect. Upgrade. Cât durează? Gata! Ei! Ei, super! Și acum cred că înseamnă, nu de aici, de aici, așa, cred că, wow, level 19! ce e asta? Blană! Mătase, fier! Wow! Wow, wow, wow! Ok, ok. Vedem data viitoare ce se întâmplă cu alea. Nici nu știu de la ce primesc blană. Trebuie să mă gândesc de la ce primesc eu blană. Ho, ho! dragilor, vă mulțumesc mult pentru vizionare sper că v-a plăcut acest episod cum ziceam, nu o să fie foarte des, dar nici nu renunț la Portal Knights, special pentru puținii fan care care de bea așteptă din când în când să mai apară acest joc voi face un episod pe lună, pe lună, nu pe lună pe săptămână, un episod pe săptămână voi face un episod pe săptămână de Portal Knights pentru pentru fanii mei și, sincer, să fiu și pentru sufletelul meu. Așa că, dacă v-a plăcut și ați rămas până în acest moment, nu ezitați să-mi dați un like și un subscribe. Mie chiar îmi place foarte mult jocul acesta și joc cu pasiune și cu, cu drag. Deci, ne vedem. Vino cu înapoi. Ne vedem săptămâna viitoare. Numai bine! Pa, pa!